Acest frumos exemplar pe care avem plăcerea să-l filmăm acum are seria 224-814 din 2019. Cel mai probabil un frumos mascul care arată excelent la mână, trebuie să recunoaștem. El aparține domnului Nicolae Adrian din Chiajna Ilfov și a fost zburat cu succes la actuala ediție prima a Columbodromului Internațional Autostrada Soarelui din Fetești-Ialomița. Are cea mai bună performanță, un excelent loc 6 la dificila etapă zburată finală la Berăbani, 440 de kilometri. Și pasărea, o să o vedeți în continuare, probează prin faptul că are o origine excelentă, deci rezultatele sale nu au fost deloc întâmplătoare. Acum avem plăcerea să-i filmăm pedigriul. Pe partea tatălui întâlnim masculul, un original olandez, 181-99-27 din 2017, un original Herman Schuster's. Pasăre cu rezultate bune. Partea mamei, o femelă originală Drapa din 2018. Bunicul din partea tatălui, de asemenea un original Herman's. Fiu din Nioe Olimpiade. Deci Leo Herman's pe partea bunicului din partea tatălui de sus până jos. La fel stau lucrurile și pe partea bunicii din partea tatălui, unde în spate, undeva la străbunică, mai intervine un exemplar de la Kuhmann, din crescătoria Kuhmann. Acum pe partea mamei, a bunicii din partea bunicului din partea mamei, îl întâlnim pe Poker Face, pe celebru Champ, pe Koenig, toți porumbei de mare clasă din crescătoria multiplului campion german, Andreas Drapa, pe Național 4, pe Flitzer, păsări cunoscute și în România și apreciate în multe crescătorii pentru valoarea lor și pentru rezultatele obținute în diverse crescătorii, în diversi ani. La categorii, la viteză de mifond în special. O pasăre excelentă pe care vi-o recomandăm cu mare căldură pentru toți cei care vor să și achiziționeze păsări excelente de columbodrom.